Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Cezar Oatu! Nu știam exact cine e, sincer. Îmi pare rău că nu știam cine e. Ce fac? La început striptiz cu tenori. Că am tot avut striptiz cu stripări. Băi, e cald să mai schimbăm, știi? Striptiz cu tenori, știi? Și perie, mă, unde avea peria? Ce nu mă repun! Adevărul că ar fi orice chestie ar fi mai fără cu tenor, dacă stai să te gândești. Să spele mașina unul. Să te opereze. La caserie, când zic. Să moară Chelu. Este maestru George Vasile cu orchestra George Vasile. George Vasile. Cine? George Vasile. Nu știu. Cu ce să o cu permitem, te rog? Este o scenetă? Te rog frumos. Da, da, cu muzică. Este o scenetă de operă. Operă foarte comică. Opera comic. Bravo, bravo, foarte. Băi. La cărciuma din cartier, da, da, unde se cântă și se da. Vreau astă seară să petrec, oh! Bine, bine, bine. Cu amintiri din viața mea. Să moară dinică. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film pur asta pur. Măturător de praf de stele. Aici în jur eu l-ai umor. Vorbește frumos de cortea, te rog. Iar când ador spre dimineață, când am luat totul de la viață și nu i-am dat. Și nu i-am dat. Hai că nu i-am dat. Și nu i-am dat.
nu i-am dat. Hai să... Și nu i-am dat. Zi-mă ce-mi te-a dat. Lasă că-ți dăm noi. Și nu i-am dat cât aș fi vrut. Extraordinar, așa am spus, ca să vezi, domnule, profesionalism. Domnul, Mihai, cum a spus? George, Mi-aș dori o provocare, dacă se poate, din punct de vedere stilistic. Știți cumva aria Reginei Nopții? Bine. De Amadeus? Îmi permit Amadeus pentru că ne cunoaștem, domnul Mozart. Știți cumva? Bineînțeles. Cine e Amadeus? Fa minere. A Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. A, n-am auzit. Ăștia vechi știu. Ăștia de înainte de TV știu. Aș vrea și o piesă care a nebunit globul pământesc. Înainte să moară Michael Jackson. Așa, mă-ți l-a sunat pe vitic. Care se văd cu micuțul din auzite. Care este sora lui Carmen de Bizet. Care mi-a părut un vis și mi-a spus să cânt o piesă care sună cam așa. Maestre? Si. Merci. La 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 scuze, ne cerem 1000 de euro. Moment era altul. Și l-a plecat jos. Băi, și nebunit gol scaunul, mă, fii atent. Cu Michael Jackson l-au deranjat un pic. Atunci da. S-a dus când a auzit Michael Jackson. A plecat. Da, Chelo acum face capcane. Era mișto să plece în moonwalk. Jamona! Momentul nu era așa. Ne cerem scuze încă o dată în numele domnului Mihai, aici de față. George. Scuze. Bun, haideți să încheiem totuși acest moment. Bun, ultima provocare. Știți cumva valsul Traviatei? Auzi-mă ce trebuie. Tanti Traviata, mă. Tanti Traviata, Tanti Traviata, am cântat toată viața mea la ea în familie. Lunepoata, lunepotul meu, dacă nu i-am cântat toată viața mea. Lunepotul ei, eu i-am cântat la nuntă. Care nepot? Giuseppe Verde. Asta e muzică de pahar de cristal. Vine Anafu. Nu cred. Goliat, la
Cerem scuze. Și le-a ieșit foarte bine, le-a ieșit foarte bine. A ieșit excelent. Doamne, nu că a ieșit mai bine. Deci. Bine că ați venit și v-a trimis Dumnezeu aici, de în ce, această zi minunată, pentru că ce mi-au auzit urechile și ce mi-au văzut ochii, și ce, adică așa amestec frumos și așa artiști pe scenă, senzațional. Senzațional. Mulțumim. Artiști sunteți cu toții și vă știm, dar să iasă atât de bine amestecul ăsta de momente amuzante, întâmplări, chestii care se întâmplă, treaba asta pe la repetiții, se întâmplă și în live-ul. Ba da, se întâmplă. Desculți așa și se iau la bătaie. Da, chiar desculți, de ce? Pentru că nu avem buget. Dar să știți că aveți farmecul vostru așa, adică pare cum... De aici și ideea, de aici și ideea libertății, cumva, suntem tenorii liberi, de aici și the free tenors. Și cumva... clienți videl la pedicură. Cumva, da. Asta a fost proastă un pic, da? Mă lasă. Tenorii liberi. The free tenors. De Freitenoren, în germană. Suntem tenorii liberi. No, haideți totuși să ne revenim. Suntem un proiect foarte serios. Este primul proiect și grup senzațional pe globul pământesc de stand-up comedy muzical. Acceptați și voi ca să pară mai... Primul grup de tenori, practic muzical, vocal, de comedie. Noi avem câteva personaje, aș vrea să ne prezentăm un pic. Maestru Placido Flamingo. Senzațional. José Carras și Luciano Pavarotti pentru cei de acasă. Da, onorariile sunt de început, vă dați seama. Ei acum află, nu trebuia să spui treaba asta, mă, mi-a zis. Tu? De mii? Nu, ci, a glumit, mă. Vorba vine. Eu n-am luat. Vorba vine. Mi-a zis că îmi dă un act de voluntariat. Stai liniștit, vino. Mi-a stricat momentul. Practic mi-ați destructurat proiectul. Vă foarte mulțumim și ne cerem încă o dată 1000 de euro și față de domnul Chelu. Scuze, ne cerem. Știu că domnului Chelu nu-i plac anumite inflexiuni. Nu, să nu intrăm în tipare. Dom'le, ai stat până la jumate, e bine. Am ficat un... Am niște bube pe ficat și vreau să le protejez. Aveți una de ficat? Sunt cel mai sensibil. Doamne, îmi place ce au făcut ei. Mi s-a părut un... potpuriu, un harcea-parcea, un ce vrei tu, un ghiveci muzical. Păi mie mi-a plăcut combinația asta, vorbesc serios. Foarte bună. Vorbesc și crată și nu mă așteptam, dar foarte fain. Dar mi-a adus aminte la un moment dat, mai ales la început, în facultate, când eram cu Micuțu și cu Nicolae și ne îmbătam, ajungeam la un moment dat așa de scurs și începeam să cântăm. Clar nu ca voi, noi credeam că cântăm ca voi, dar clar nu, dar super. Deci vorbesc serios. Mulțumim. Așa m-am imaginat întotdeauna o bătaie în trafic între niște tenori. Cedează, ești chiar, du-te, dracu! Bună! Și sper din suflet ca opera română să vă dea papuci. Să vedem vot. Gata! În 3, în 2, în 1, în hai! Ei! Ce emoție! Ce moment emoționant, extraordinar! E luat, dar nu! Nu vine să cred! A fost un pic pentru conoșuri, pentru oamenii care au făcut liceul de muzică de profil, de specialitate și care înțeleg glumele într-o orchestră. Am băgat și eu un proiect aici. Figaro jos! Figaro jos! Deja suntem imitabili. Știi că eu cântam la vioară pe vremuri? Da, știu. Eu de-aia apreciez, am avut ceea ce făceam. Oatu. Opera română. Și are de-aia contratenor. Are contratenor în el. Are mă mâncața și... Noi ne-am bucurat că a fost publicul în picioare, deci noi vrem să facem tot ce facem exclusiv pentru voi. Deci cred că de fapt... Votați-ne! 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 Es un dorma,
frumos. Ne-am îmbrăcat frumos pentru evenimentul ăsta. Și la fel suntem îmbrăcați și pentru aceste lucruri. Bine? Totul excelent ca de obicei, maestre. Nu înțeleg. Delia, de ce râzi? Deci cum îți sună vocea? Nu, băi, bine, am uitat că sunt la umor. Cum îți sună ție vocea? Eu înțeleg că suntem la umor, e comedie, dar am vrut să fac numai puțin, scuză-mă puțin, s-a râs. Normal se plânge foarte profund aici. S-a plâns. Uite, poftim, ți-am zis. A fost ok. A fost extraordinar. Public a fost ok, a fost dacă nu refacem. A fost super. Știu că suntem la umor, nu e operă, dar... Hai să mai tragem un pic. S-a râs un pic. Nu. Aș dori ca să te îmbunez, să-ți dedic un moment... Gata, maestre, nu e, totul e bine. Aș dori să-ți dedic un moment poetic. Da. Îmi permiți să mă acompaniezi? Poftim? Haideți. Bună întrebare. Îmi permiți să mă acompaniez? Lolo. Loli. Evoluezi constant. Nu pot să cred. Ca șecul întero. Când ajung la 1, Mă reîntorc la 0. Am renăscut în forță, fumat, tripat, exact ca pasărea Phoenix din propriul... Lolo? Interactiv. Da, este piesa lui Chelu. Da. Lolo. Am pus, Lolo, pe lanț, elegant și m-am tirat. Rămân un suflet simplu, abandonat, în păcat. Cătef, Lolo. Lolo. Am preluat teoria și am pus-o în practică. I-am dat-o, Lolo. E. Nu vă spărați. Mi s-a desprot... COVID? Mi s-a desprot... COVID. Mi s-a desprot... Hey. Despot COVID. Despot COVID. Hai, mergi mai departe, nu te emoționa. Calul. Lolo, Loli. Bravo, băiatu. Moment emoționant. Bravo, n-a râs nimeni, dar a fost ok. Am și eu versuri scrise de mine care mă amuză pentru eternitate. Și eu am ales niște versuri care m-au înveselit. Mi s-a părut absurd să vii cu poezia mea mediocră peste o operă clasică. Lucruri nemai întâlnite, altfel. Mă simt mișcat de acest moment și
Aș dori și eu să fac un anunț, pentru că respectăm foarte mult această finală. Am adus un cadou, și anume prima piesă. Premieră absolută. În premieră absolută, e bine? Premieră absolută, prima piesă semnată The Three Tenors. Și aș vrea să invit alături de noi pe compozitorul acestei mari opere de artă, și anume pe Andy Bănică, în aplauzele dumneavoastră. Această operă muzicală este intitulată Chistudă, măi, Cuc. Ce față are, nici el nu, nici chitara nu vrea să fie aici. Cu ochii plini de lacrimi, tu nu ai habar, că din cafeaua de pe masă nici n-am gustat măcar. Apoi pui o întrebare, vrei să-ți răspundi bine. Am comis-o iar. Oh, ce frumos, mă! Mi-am prins cu cum fermă. Și eu de două ori. Mă pare de moare. Cum fermă. Vreau să-mi sune telefonul așa. Să înțelegi durerea. Mi-am prins cu cum fermă și mă doare de noi. Excelent. Fermă și mă doare de noi. Iartă-mă, iubita mea, dar tu n-ai cum să durerea mea. La asta nu te așteptai. Băi, ce surpriză au fost băieții ăștia, bă. Băi, extraordinar, și cum a intrat și ăla chitara, bă, deci ăla m-a rupt de amuzant ce era. Doamne, așa umil și ce față avea, Doamne, ferește. Și șchiop așa un pic. Da. Și a cântat piesa aia, nu am văzut-o venind niciodată. Surprinzător, mă, despre asta e vorba tot. Exact. Dar asta e vorba în comedie, da. Mă. Să fie asta hitul anului 2023! Public drag, public drag. Eurovision. Bravo, 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 bravo. De ce nu s-au dus cu asta la Eurovision? Avem nevoie de voi, pentru că acest show a fost conceput, această premieră a acestei trupe. Este practic concepută pentru voi, cu voi, din voi, în voi. Pe voi. Haideți să ne încălzim puțin, vreți un pic? Două secunde. Maestre. Dar nu mai cu asta. Ia, atenție, atenție la mine, gurița mare. Voi. Extraordinar, gurița mare. Gurița mare, ochii închiși. Da? Pu-pu-pu-pu-pu, voi. Pu-pu-pu-pu-pu. Gurița mare, ochii închiși. La-la-la-la-la. Voi. La-la-la-la-la. Perfect, suntem încălziți, mergem mai departe. Haideți, avem o surpriză pentru voi. Cântați alături de noi, da? Nu vă aud. Bun? Lasă-mi să vadă asta, vezi așa. Maestre? Maestre. Și voi! U! Și! A! Nu vă auzim! U! Și mai tare! A! Extraordinar! Și încă o dată! U! Și ultima! A! La 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 la. La 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 la
și domnilor, avem onoarea de a vă prezenta cele mai superbe muze cu cele mai delicate buze. Un rând de aplauze pentru quartetul de coarde The Dirty Virgins, în traducere liberă, Virginele Murdare. Oh, oh, nu s-a terminat. Mai avem? Măi băieți, asta... Haideți, doamnelor. Ce-am avut? Asta e ce-am avut? Da. Atâta s-a putut pe... Dacă nu le aveți de acasă, e bune. Bună seara. Atât a fost bugetul. Mulțumim. Maestre, nu mai pot! E finala, ai umor! Bine, păcar, Cezar, bine, bine! Ce tileală, băi, oameni buni! Bravo! Bravo! Nice! Băi, 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 băiat! Hai! Mulțumim! A fost cel mai entertaining moment de până acum. Am deci, râs, am râs, dar m-am și bucurat. Mi-am prins cucul în fermoară, bă, băiatule. Tu nu știi de lea cum e. Ba da, am reținut și piesa. Ținem să menționăm că hitul este piesa... Mulțumim, dacă Delia ne spune asta. Este slăgăroasă cumva este. Prima noastră piesă. Și vom merge pe ideea asta. Îi mulțumim lui Andy Bănică. Andy Bănică, absolut, absolut fantastic. Andy Bănică, personajul. El va fi creatorul, cred că, următoarelor piese. Marca The Free Tenors, vă mulțumim mult, am muncit mult, am avut niște emoții. Excelent. Pe lângă faptul că numărul a fost muncit, lucrat, cum s-a îmbinat toată treaba asta cu momentele care au fost cu adevărat amuzante, n-a fost nimic forțat și cât de bine cântă și cât de bine se armonizează totodată și te face să nu uiți că la bază sunt muzicieni, pentru mine e wow. Nu trebuie să spuneți pentru că s-a văzut. Ăsta este un moment muncit. Asta înseamnă să te duci acasă, să zici, bă, că am trecut în final, hai dracu, ce facem? Hai să facem aia. L-am adus pe Anti Bănică, umil, l-am adus pe omul ăsta cu trotineta, a venit și Kempes. Adică... Ele formează quartetul de coarde, The Dirty Virgins, Virginele Murdare, aplauze. Da, da. Am mai fost și mizerabil aici de față, care a fost mizerabil data trecută, mă bucur că am făcut-o. Iar piesa aia mizerabilă cu cucu în fermoar va aduce nostalgie în sufletele fraierilor care chiar au pățit-o. Da, da. Am două la activ. Vă spun din tot sufletul, nu încercați asta nicăieri. Eu știu cum am făcut, deci o atu e pistol cu apă. Și nu-ți mai funcționează creierul. Deci moarte fermoarelor. Se vede că v-ați pregătit enorm pentru asta. După părerea mea, nici nu era nevoie de atâta. Adică ați făcut foarte multe momente. Primele două excepționale. Restul a fost extra pentru noi. Ceea ce tu ai spus acum ne onorează foarte mult. Pentru că noi facem spectacole cumva de o oră și ceva. Și lumea ce mai dorim, mai vrem. S-a terminat și exact acolo nu s-a terminat. Am mers mai departe și cumva ne bucurăm că i-am bucurat pe absolut toți cei de acasă și pe voi. Mulțumim! Mulțumim. Am de adăugat o singură mizerie. Vă doresc un singur lucru. Dublu vinil. Dacă ai direcția, vă doresc dublu vinil. Da, Doamne ajută. Eu iubesc vinilul. Vinilul înseamnă că te respecti ca artist. În România sunt foarte puțini oameni care lansează vinil și foarte puțini cumpărători. Dar noi suntem datori să învățăm să-și cumpere muzica pe suport, cum se spunea acum 20 de ani. Dacă se taie internetul, rămâneți singuri. Urmează să vedem voturile pe care le-am dat în 3, 2, 1... Bravo! 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 Excelent! E un număr la care se plătește bilet fără nicio problemă. Da. Și e genul de număr de ești curios să vezi ce mai urmează, știi, după el. O, acu, dar ce tare asta, ce mai fi, știi? E ok! Bravo! Mulțumim!